Îți plac istorioarele duhovnicești. O să și citesc îndată ceva asemănător. Am aici, la mine, o carte pe care o socot drept tovarășul meu de drum. Se numește Agapia sau Mântuirea Păcătoșilor. În ea se află descrise multe întâmplări minunate. O scoase din buzunar și început să citească o prea frumoasă istorioară despre un oarecare om evlavios, Agatonie. Acesta fusese învățat încă din copilărie de pioși și săi părinți să rostească în fiecare zi în fața icoanei Maicii Domnului rugăciunea, născătoare de Dumnezeu, fecioară, bucură-te și celelalte, o spunea zilnic. Mai târziu ajungând bărbat împlinit, început să ducă o viață de sine sătătoare și, năpălindu-l grijile și interesele vieții, rostea din ce în ce mai rar rugăciunea învățată de la părinți, iar în cele din urmă o părăsi de tot. Într-o seară a primit în casa lui un pelerin care i-a spus că e puznic în Tebaida și că a avut o vedenie în care îi se poruncea să meargă la Agatonie ca să-l mustre pentru că a părăsit rugăciunea Maicii Domnului. Agatonie îi spuse atunci că pricina pentru care a lăsat rugăciunea este că, deși mulți ani a rostit această rugăciune, n-a aflat niciun folos. Atunci puznicul îi zise, Amintește-ți, orbule și nerecunoscătorile, de câte ori ți-ai ajutat această rugăciune, scăpându-te de nevoi. Amintește scump pe când erai încă băiețandru, ai scăpat de la anec într-un chim minunat. Aduți aminte cum o boală molipsitoare i-a dus la groapă pe mulți dintre vecinii tăi, iar tu ai rămas nevătămat. Îți amintești cum călătorind odată cu un prieten a scăzut amândoi din căruță? El și-a frânt piciorul, iar tu nu ai suferit nimic. Nu știu oare că un tânăr pe care îl cunoști și care era sănătos zace acum slăbit de boală, iar tu ești sănătos și nu simți nicio durere? Amintindu-i de multe alte fapte minunate, în cele din urmă i-a spus lui Agatonie, toate aceste nenorociri au fost alungate de la tine prin acoperământul preasfintei născătoare de Dumnezeu pentru scurta ta rugăciune zilnică. Continuă dar să te rogi mai departe și nu lăsa această rugăciune ce se face spre slava împărătesei cerului atâta timp cât încă nu ești părăsit de